viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Cum spuneam de ieri, astăzi vom discuta probleme privind curățenia județului și mă refer aici la curățenie la modul propriu, partea de colectare a deșeurilor, mă rog, nu numai deșeuri. Deci tot ce ține de colectarea deșeurilor l-am invitat pe directorul ADECO Neamț, domnul Bogdan Gavrilescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație și o zi minunată la toți telespectatorii. Așa, care în viața civilă este și președintele PMP, Partidul Mișcarea Populară, și de aceea, în partea a doua a emisiunii, o să discutăm și un pic de politică locală, apropo de partidul pe care îl coordonează în Neamț. Da, da. Cu voia dumneavoastră, bineînțeles. Sigur, sigur, cu drag. Bun. Haideți să începem, că sunt foarte multe probleme de discutat la ceea ce înseamnă gestionarea deșeurilor la nivel de județ. Nu suntem un județ care, pe de o parte, nu suntem un județ care să spunem că stăm foarte prost, pentru că am avut norocul să fie programul acela cu groapa ecologică de la Girov, da? Dar nu suntem niciun județ în care să spunem, domne, suntem foarte buni, pentru că nu reușim deja sunt vreo 5 ani, 6 ani, 7 ani, da, să închidem procesul acesta. Mildu, da, da, să-l închidem și pe de o parte, pe de altă parte, să rezolvăm problema cu gropile neconforme de gunoi de la Roman, Târgu Neamț și ce-o fi pe la Rozdov. Păi dacă stăm să ne uităm cu ani în urmă, de foarte multe ori, primarii din zona și de pe zona muntelui se plâng din cauza tarifelor, din cauza serviciilor. Dar să nu uităm că acum 10 ani de zile erau gropi de depozitare aproape în fiecare UAT. Dați-mi voie să vă spun ceva. Nu mă refer la Valea Muntelui, aici mă refer la întreg județul. Da. Și acum sunt gropi de depozitare în multe UAT-uri, nu atât de mari ca înainte, dar mai mult decât atât sunt UAT-uri care și-au făcut adevărate servicii neoficiale. Da. Care ard o parte dintre deșeuri. E o tradiție care încă n-am reușit să o stârpim, dar în foarte scurt timp eu sper că această tradiție să dispară, dar mă întorc și la legislația națională. Legislația națională se schimbă într-un ritm foarte, foarte rapid și uitați-vă numai ordonanțele de guvern care au fost date anul acesta, care spun că în 2023-2024 trebuie să ajungem la o depozitare de 20-30% din întreaga cantitate de gunoi, în condițiile în care noi, în județul Neamț, nu suntem la 20-30% reciclare astăzi. Deci ce facem cu acea diferență? Dar eu sper că lucrurile merg într-o traiectorie bună. Am reușit în ultimele luni să urgentăm finalizarea zonei 1 și până la 1 decembrie vom urca în SICAP, vom urca documentația. Eu sper că... Deci, haideți să le explicăm celor care ne urmăresc. Județul, da, a fost împărțit în patru zone. Da. Trei dintre zone, Roman, sunt atribuite. Roman, zona Târgu Neamț și zona... Zona 2, zona Roman, zona 3, zona Târgu Neamț și zona 4, zona Bicaz, sunt atribuite și a rămas zona 1, zona Piatra Neamț și limitrofă, care reprezintă 27 de UAT-uri
și cu procentul cel mai mare de populație din zona județului și, bineînțeles, și cantitățile cele mai mari de deșeuri, am reușit să o închidem acum. Bine, așa zis, am reușit să finalizăm documentația. Sper ca până în toamna anului viitor să putem atribui zona 1 și în acel moment să declarăm SMID-ul județului finalizat, pentru că dacă nu reușim acest lucru, vor veni niște penalități pe care trebuie să le suporte locuitorii, județul Neamț trebuie să îl suporte. Bașca, mai avem o problemă. Dacă nu închidem SMID-ul, nu avem posibilitatea de noi investiții și pentru a atinge targetele și obiectivele pe care ni le-am impus comunitatea europeană, pe care ni le-am propus și noi, noi trebuie să venim în județul Neamț cu noi investiții. Și aici discutăm de o reciclare mai bună, discutăm de o sortare mai bună, discutăm de o valorificare mai bună. Iar prima investiție care trebuie făcută, eu zic că trebuie pe celula 3 de la Girov să renunțăm la o celulă, să venim cu utilaje care să crească gradul de selectare, de selectare selectiv și să cantitatea de gunoi care ajunge pe groapă să fie din ce în ce mai mică. Bun, noi vorbim despre celula 3, dar deocamdată încă nu știm cum e cu celula 2. Au început? Nu. Deocamdată, deci la Girov sunt 3 celule. Una este celula 1 care este pe care se operează astăzi. Celula 2 și 3 nu sunt, sunt doar desenate. Asta zic, ele sunt doar desenate în momentul acesta. Da, iar celula 1 este acoperită în proporție de 35-40%. Bun, acum, haideți să încercăm să spunem niște lucruri cât se poate. Da. De ce a întârziat pe zona 1, Piatra Neamț, atât de mult atribuirea? Pentru că cu 2 ani, 3 ani în urmă a fost o atribuire, iar la ordinul de începere societatea care a câștigat licitația nu a continuat activ. Nu e vorba de aceeași societate care gestionează? Nu. Bratner vă referiți, nu? Nu. Cine a avut acum 2 ani? Nu, o firmă de la Argeș. Păi nu sunt aceiași care au și depozitul? Nu. La depozit este altă firmă, nu. Am înțeles. Deci nu. Este o firmă care este de la Argeș și, din câte știu, operează la Iași. Bun, dar firma asta, în momentul în care și-a adjudecat procedura, da, nu trebuia să plătească niște penalități, ceva? Au fost ceva penalități, sunt accesate, sunt niște procese pe rol. E un subiect care aș prefera să nu discut, pentru că nici nu eram, nici nu știu exact care era situația. Eu în schimb pot să discut, pentru că sigur. Ce se întâmplă? Asta cu Piatra Neamț, zona Piatra Neamț este foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Pentru că, de exemplu, noi nu vorbim, deși lucrurile sunt reale, de faptul că Piatra Neamț, orașul, are propria groapă conformă de gunoi. Corect. În mod normal, orașul Piatra Neamț, până în 2025-26... Vă spun eu, până, pentru că am făcut ridicări topo cât am fost la primăria Piatra Neamț, groapa de gunoi de la Piatra Neamț este ocupată în proporție de 70-75%, micșorând cantitățile, așa cum ne cere legislația în vigoare, micșorând cantitățile care trebuie să depozitate, viața gropii de gunoi de la Piatra Neamț se lungește, părerea mea, cu încă vreo 7-8 ani. Deci nu era o mare necesitate pentru Piatra Neamț să fie în grupul acesta.
Nu, dar așa au fost împărțite zonele, dar nici nu putem accepta ca toată zona 1 să vină să depoziteze la Piatra Neamț. Nu, restul zonei, comunele puteau să meargă la Girov fără probleme. Investiții care mai sunt, intră în acest MID, sunt investiții de la Piatra Neamț. Discutăm de aici de o stație de concasare, discutăm de o stație de compostare. Sunt niște instalații care trebuie să intre, mai sunt ceva la Rosnov. Deci sunt lucruri care trebuie implementate și prinse în SMID-ul județului pentru ca acest SMID, acest proiect să fie funcțional. Bun. Acum există tot timpul între cei care colectează gunoiul, da, cei care plătesc colectarea și cei care depozitează, tot timpul există discuții. Da. Unii consideră că nu li se creează condițiile normale pentru colectare, cei care plătesc spun, domnule, tarifele prea mari, iar cei care sunt la depozit sunt bucuroși să primească cât mai multe pentru a-și acoperi costurile. În condițiile în care ar trebui să existe un interes general De a micșora cantitățile și de a selecta cât mai mult. Ei, în această ecuație, Adieco ce face? Adieco monitorizează tot ce înseamnă firme de colectare și depozitare, deci toate firmele care operează pe partea de deșeuri și monitorizează și amendează chiar neîndeplinirea sarcinilor. Și acele sarcini înseamnă deturnarea de pe depozitarea unei cantități cât mai mare, colectare a materialelor reciclabile și valorificarea lor. Și bineînțeles că după valorificarea materialelor reciclabile, o mare parte din sumă să se întoarcă pe fiecare OAT. În parte. Se întâmplă lucrul ăsta acum? Da. De o lună jumătate am început pe zona 2, pe zona 4 și 3, am început valorificare și au început să vină facturi cu minus la OAT-uri, la primării. Uite, asta chiar e o veste interesantă, dar să luăm și legătura cu ei, să vedem cum. Cu drag. Bun. Deci putem discuta, au fost discuții, fiecare vrea să aibă o evidență cât mai clară, cantitatea care se reciclează să se întoarcă o cantitate cât mai mare, deci bani cât mai mult să se întoarcă în OAT. Partea bună a lucrurilor, au început primarii să înțeleagă că o reciclare corectă și o reciclare bună aduc bani înapoi în OAT și micșorează prețul care se plătește pentru gunoi. Bun, asta ar trebui să o simtă și cetățeanul, nu numai OAT-ul ca OAT. Cu siguranță trebuie să o simtă și cetățeanul. În acest moment, părerea mea că n-o simt cetățenii. O simt, dar în sens invers. Da, n-o simt, dar vă spun de ce n-o simt, pentru că foarte multe gunoaie de pe domeniul public au fost prinse, colectate și acei bani acoperă în principiu partea de deșeuri de pe domeniul public. Am înțeles. Dar, am spus-o de multe ori, cred că partea de reciclabil și valorificarea reciclabilului cât mai bine, eu cred că nu ar trebui să inventăm roata. Eu cred că ar trebui folosite bunele practici cu ani în urmă. Dacă vă aduceți aminte, în tinerețea noastră revoluțională, haideți să ne aducem aminte că ambalajul, sticle, PET aveau o valoare. Dacă vroiam să mergem să ne cumpărăm o înghețată, mergeam la centrul de reciclare și cu sticle, borcane și
aveam bani pentru acea înghețată. Cred că la nivel național, tot ce înseamnă, dau un banal exemplu, o sticlă de apă, care costă, nu contează de care, de apă la 2 litri, e în jur de 2 lei, 2 lei 50. Cu siguranță costul ambalajului este prins în preț. Să zicem că este 50 de bani. Nu este mai corect să spunem, din momentul acesta, apa costă 2 lei, iar petul costă 10 lei. Dacă îl aduci înapoi în magazin, în market, unde vrei, îl aduci înapoi în intact. Deci și aici este o discuție. Materialul reciclabil este de mai multe categorii. De bună calitate, care are o valoare mai mare, și un material reciclabil de proastă calitate, care are o valoare mică. Omul cu siguranță va merge să recicleze, să ducă petul înapoi, sticla, ambalajul înapoi, pentru a-și recupera bani. Și atunci ar dispărea această problemă. Mai e, iar pe parte națională, discutăm de acel compost, care se discută la nivel național de, cred, mai bine de 5-6 ani de zile. Dar astăzi nu este dată o valoare, o calitate a compostului, o clasificare a compostului ca oamenii, în care să știm unde îl folosim. Un compost de foarte bună calitate ar trebui să fie posibil să-l folosim în agricultură, iar cine îl certifică? Păi nu este treaba OAT-urilor, nu este treaba lui Adi Eco, a Consiliului Județean, este treaba Ministerului să găsească varianta în care să certifice, să dea o clasificare a compostului, iar atunci tot ce înseamnă material compostabil ar putea să închidă circuitul și să se deturneze de pe depozitare o cantitate cât mai mare. Cum e la Piatra Neamț. Da. Nu? La Piatra Neamț s-a semnat un contract acum 2 luni de zile pentru acest material compostabil, iar fiecare operator de pe celelalte zone trebuie să ia materialul compostabil, aduce material pentru compostare, iar după compostare trebuie să-l ia să-l valorifice în zonele respective. Păi nu crește prețul? Prețul crește, da. Ial, dul, valorifică. Nu avem altă stație de compostare în județul Neamț. Normal ar trebui făcut pe fiecare zonă în parte. Au fost, înainte de a ajunge eu la... Nu erau prinse în zona stațiilor de sortare și stații de compostare? Nu. Asta e ca proiectul ăla. Facem coridori de mobilitate și nu punem țeava la apă. Da. Aici facem stații de sortare, cele trei, da, și nu facem stații de compostare. Adică mie mi se pare... Dacă vreți să vă spun, să mai băgăm degetul prin gard, cred că zona cea mai proastă unde poate să fie o zonă de compostare, o stație de compostare, este cea mai proastă, este la Piatra Neamț, pentru că discutăm de cea mai mare zonă de blocuri. Absolut. Unde nu discutăm de material compostabil. Cel mult ia primăria spună flori. Da. Dintr-un compost, da, trebuie să știe ce pune în el. Că dacă pune și chestii poluante... Compostul poate fi folosit și la rambleiere. Deci nu este neapărat să fie material compostabil pentru flori. Era să spun eu ceva de rambleiere. Cine își permite între ghilimele să folosească compost acolo când poate folosi altceva care îi aduce venituri mai mari? Eu am dat un exemplu. Se poate folosi. Bun, adică în chestia asta ne scărpinăm cam așa, știți? Da, ne scărpinăm cam așa. Din păcate, cantitățile de gunoi de pe raza județului Neamț, și nu e valabil numai la județul Neamț, este valabil la întreaga Românie, cantitățile de gunoi cresc. Colectarea și...
colectarea selectivă nu se face la... Din vina cui, domnul Păgavilescu? Din vină comună. În primul rând, vina operatorului și din al doilea, în al doilea rând, din vina cetățeanului. Și vreau să vă spun un exemplu. Vreau să vă dau un exemplu. Apartament cu două camere, la bloc. Ar trebui să ai patru... Da, recipiente în care patru să... Patru recipiente. Da. Un apartament cu două camere. Bun, să spunem că omul se înghesuie și face. Și cunosc oameni care fac lucrul acesta. Eu am renunțat. Am înțeles, din cauza operatorului care nu colectează selectiv. Și se duce și pune unul colo, unul colo, da. Unul colo, unul colo. 10 oameni nu fac asta pentru că își dau seama că tot degeaba o fac. De ce atunci ne mai mințim cu prețul pentru selectare și cu prețul pentru... Domnul Bălănescu, nu ne mințim. Eu zic că un control mai riguros asupra operatorilor va duce la o colectare mai bună. Deci... Uitați-vă că pe celelalte zone am început controale. Mergem în dimineața, intrăm în OAT-uri împreună cu operatorul și au dat roade. Cantitățile de reciclabil cresc. Mai mult decât atât, uitați-vă că au început să vină solicitări din partea OAT-urilor pentru a micșora frecvența trecerilor la menajer și creșterea trecerilor la reciclabil. Pentru că au înțeles, cu cât creștem frecvența la reciclabil, cetățeanul nu va ține la țară, la localitățile mai mici care stau la case, nu va ține menajerul cu o perioadă mai mare de timp și atunci va încerca să scoată din menajer reciclabilul, să scape cantitatea care îi rămâne în... Menajer fiind mai mică. Da. Uitați, am primit de la un primar din zona 4, nu-i dau numele, ci că și anul trecut am primit facturi cu minus și anul acesta începând cu luna iunie. Apropo de ce spuneați dumneavoastră... S-au primit anul trecut, la sfârșit de an, facturi cu minus, dar din luna iunie, iulie, au venit și vin constant în fiecare lună. Nu, deci mi-au trimis un mesaj acum, nu are... Deci... Au zis că să nu mai dau eu telefon și să aștept. Da, vă aștept. Deci chiar mi-ar face plăcere să facem o discuție la fața locului. Cum are drag, noi putem transmite de oriunde. Ideea este așa, ce facem cu cele două gropi de gunoi neconforme, cea de la Roman și cea de la Târgu Neamț? Bine, la Târgu Neamț am înțeles că se mai cară. Da, da, da. Dar de la Roman, nu. Aici nu este partea atribuțiilor ADIECO. Aici este o hotărâre de guvern, este o hotărâre a Ministerului... Este o hotărâre judecătorească. Hotărâre judecătorească, iar Garda de Mediu trebuie să monitorizeze... Nu, adică această... știți ce e interesant? Am groapa aceea care a fost operată de un operator, da, care acum operează în două zone ale județului. Da. Și probabil să o înscrie și pentru a treia. Nu este puțin ne la locul lui situația asta? E ca și cum eu aș fi constructor, vin la primăria Piatra Neamț, iau o lucrare, dau chix cu ea și mai vin o dată și după aia aș vin și câștig toate lucrările. Da. Și sunt, ok. Adică mie asta mi se pare o problemă deosebit de gravă. Pentru că acolo, pe măsură, deja ăla nu mai putem vorbi că este un gunoi, cum să vă spun eu, este transportabil. Greu, domnul Bălănescu, haideți să vorbim pe cinstite. Acel gunoi, la ce grad de compactare are, este greu de mutat și de adus și depozitat pe groapa de la Girov. Bun, atunci soluții. Eu spun așa, acolo s-a dat un tun. Da. Acolo s-a dat un tun financiar, pot să-l numesc jegos că vorbesc de gunoaie, da? Urât mirositor că tot de gunoaie vorbesc. Și că acum, băieții deștepți din gunoaie
Zic așa, păi să vină guvernul și să ne dea voie să închidem pe amplasamentul ăla. Că noi am luat gunoi, am luat și taxă de depozitare la Girovân preț. Am adus gunoaie din Iași, am din Suceava. Am încasat taxă care trebuia să o plătesc la Girovân. Așa, am încasat cu taxă care trebuia să... Am adus gunoaie din județul Iași, din Suceava. Am încasat și acolo taxă, da, pentru transportul la un depozit conform. Și acum ne-au dat un milion de lei noi amendă pe la gara. Ei, și ce contează ăștia? Între atâtea gunoaie, un milion. Deci, iar noi acum spunem, domne, e greu. Păi e greu. Dar de ce atunci s-a acceptat și s-a acceptat în anul următor și în anul următor și terciversează și iar terciversează? Nu mi se pare corect și normal față de un operator cinstit. Nu. Și atunci eu un asemenea operator îl primesc la licitații? Nici nu... Nu știu, n-am participat la licitația respectivă, nu știu cum au fost condițiile, dar din câte văd acum și pregătesc această licitație, nu știu dacă erau motivele care la scoaterea la licitație la neamț, dacă aveau motive de a refuza acel operator. Eu cred că acest lucru trebuia reglementat de la nivel național, de minister și spus clar, până nu închizi acea depozitare, până nu o transferi în groapa de la Girov, nu poți să participi. Așa văd eu lucrurile. Așa era normal, numai că știți, sunt operatori și operatori. Operatori privilegiați și operatori. Vreți să fiu rău în dimineața asta? Fiți. Am senzația că toți operatorii din deșeuri sunt privilegiați. Păi da, pentru că umblă în deșeuri. Da. Deci umblă în deșeuri și când umbli în deșeuri găsești o mulțime de lucruri. Eu îmi doresc din tot sufletul să, după data de întâi când vom urca zona 1 în SICAP, eu îmi doresc să avem operatori și operatori buni de valoare care să vină să participe la licitație. Este cea mai mare zonă a județului Neamț. Este zona cu cele mai mari cantități de gunoi. Este o zonă în care la Piatra Neamț s-au făcut niște investiții, deci se poate colecta selectiv. Din câte și din poziția de consilier local se dorește îmbunătățirea sistemului, deci colectarea va fi foarte bună, sper. Eu îmi doresc să vină un operator care să fie exemplu pentru tot ce înseamnă zona, pentru tot ce înseamnă județul Neamț. Ceea ce vă pot promite că ADIECO începe și pune în practică, nu stăm, monitorizăm toate zonele și lucrurile se vor schimba. Și ne vom întâlni, probabil mă veți mai invita la o cafea de dimineață în care să discutăm pașii care s-au făcut pe această colectare a deșeurilor. Eu aștept să văd că se ridică în SICAP procedura, da? Și după aceea, după momentul ridicării, să vedem ce se întâmplă cu prețurile. Pentru că, discutam chiar înainte de a intra în direct, a crescut prețul la depozitare, care preț la depozitare, bine, a crescut cu acea valoare standard, dar asta înseamnă automat prețuri mai mari pentru operatori. Prețuri mai mari pentru operatori, acum cum au fost toate scumpirile din acest an, sunt costuri mai mari pentru operatori. Dar vreau să înțeleagă operatorii care operează pe raza județului Neamț, să înțeleagă că este o hotărâre de guvern în care este un plafon de suportabilitate. Iar tarifele, o spun în premieră, tarifele din județul Neamț cred că sunt puțin mai sus decât plafonul ăla de suportabilitate. Păi o să invit și operatori să discut cu ei, să revedem și părerea lor. Sigur.
ca să putem face o comparație. Eu am auzit zvonuri că după 1 ianuarie s-ar putea să mai crească niște tarife la depozitare. În acest moment, din toate discuțiile care le-am avut și la București și cu colegi din țară, nu am aflat de aceste creșteri de tarife. Probabil că vor veni solicitări de creșteri de tarife de pe operatori din cauza scumpirilor care au avut loc anul acesta. Bine, e clar. Dar în momentul în care am închis SMID-ul, am ridicat în SICAP zona 1, în foarte scurt timp ne ocupăm de corecția și rectificarea PJGD-ului, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, și vom căuta să venim cu investiții pentru a crește cantitatea de reciclabil și micșora cantitatea de de gunoi care va ajunge pe gropi. Lucru care va duce la o ieftinire, sau măcar nu o ieftinire, dar măcar să putem anihila următoarele scumpiri. Bun, eu o să vreau să facem o emisiune odată, să vorbim și despre politica de cadre din cadrul ADIECO, cum da. Selectați oamenii și așa. Până atunci însă, uitați, am primit tot felul de mesaje, de exemplu, apropo de compost, ce da, aveți dreptate, dar atât timp cât deșeul de sticlă se ridică odată cu cel organic, compostul obținut clar nu va fi unul de calitate. Așa este și vreau să spun că, deci, în primul rând este depozitarea corectă, deci colectarea selectivă, iar în al doilea rând trebuie la nivel național găsită o variantă de valorificare a deșeurilor din sticlă. Pe toate depozitele din județul Neam și din România sunt depozite, sunt stocuri înfiorătoare de material de sticlă, stocuri care nu vor reciclatorii să le valorifice. De ce? E mai ieftin să... Din cauza prețurilor China și costurilor în România astăzi, costurile de valorificare a acestor deșeuri din sticlă sunt foarte mari. Păi atunci ar trebui probabil o subvenție de la stat. Da. Da, asta trebuie. V-am spus, dacă vrem să facem în primul rând trebuie să oprim aceste de gunoaie, aceste deșeuri din sticlă, trebuie să oprim cantitățile, să le micșorăm. Acest lucru se poate foarte ușor la nivel național. 1. Dat valoare la ambalajul din sticlă. Dat valoare și atunci nu vom mai găsi sticla aruncată pe toate, la fiecare colț de stradă. Vă referiți la sticla de sticlă? Sau și sticlă. Da. Și la PET, și la PET. Uitați-vă că în toate țările din vestul Europei are valoare, te duci înapoi, îți primești banul și atunci nu mai găsești sticla aruncată, ambalaj aruncat la voia întâmplării. Bun. Credeți că sunt șanse să închidem totuși SMID-ul? Eu sunt foarte, foarte optimist și vă spun de ce. Este o perioadă în care în marea majoritate a județelor din România operatorii s-au cam așezat, știu ce au de făcut pentru perioada următoare, următorii 2-3 ani de zile, și cred că este un moment bun pentru a veni operatori de bună calitate în județul Neamț. Bun, eu m-am uitat pe Biblia asta a dumneavoastră, care se cheamă Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor. PJGD nu este a noastră, este a Consiliului Județean. Consiliul Județean, dumneavoastră sunteți ai Consiliului Județean într-un fel. Da. Așa, ca să spunem lor pe nume. Are vreo 344 de pagini și sunt curios oare câți dintre consilierii județeni și locali, ca să nu mai vorbesc de primari, au citit-o cu atenție. Am curat să fac pareu că niciunul.
Eu am citit-o. Bine, am sărit peste chestiile alea cu apa, relieful și alte lucruri care sunt băgate în toate planurile astea, așa ca să facă pagini mai multe. Și mă uitam aici pe niște lucruri. Ce termene aveam, de exemplu? Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, nu oricum, produsă în anul 1995. Termenul era 2020. S-a îndeplinit? Nu. Nu s-a îndeplinit. Ne-a spus cineva că nu s-a îndeplinit? Nu. Da, interzicerea la depozitarea deșeurilor municipale colectate separat pentru stimularea reciclării. S-a mai început, așa, timid. Deci s-au tras șosetele, ca să spunem așa. Urmează să ia pantofii, să ne legăm la șireturi, după aia să vedem dacă putem păși în ei. Da? Da. Permiterea depozitării numai dacă... Asta e, nu, termen 2025, nu mă bag. Suntem acolo. În termen acolo. Da. Interzicerea la depozitele de deșeuri municipale, a deșeurilor din construcții și demolări. Valorificabile cu ținta anul 2019. Aici s-au făcut pași. Deci s-au făcut pași. Dacă mergem în anumite zone din județ, vedem pașii pe câmp. Deci vedem pașii pe câmp puși. Uitați că chiar aici discutăm de o problemă a județului și dacă nu închidem smirdul, nu putem veni cu investiții. O stație ca oamenii de compostare și o valorificare cât mai bună a materialelor din construcții, deșeurilor din construcții. Am început să primești și facturi de la primărie. Da, e bun, înseamnă că ne urmăresc. Da, deci o factură din 2020-22-a 4-a pe minus 14.096 de lei la o primărie a unui oraș de pe zona 4. Da. Da. Apropo, cred că de data de asta mi-au trimis că era din 2020, dintr-a 4-a. Așa. Deci, dacă ne uităm la... Eu când vorbesc de valorificare și întoarcerea facturilor, trebuie să vorbesc la nivelul județului. Dacă vorbim, da, zona 4 s-au făcut mulți pași. Mai mulți pași decât în zonele 2-3. Păi da, dar în zonele 2-3 este operatorul acela privilegiat. Da. Deci acolo lucrurile sunt... Deci ele se vor face când va fi dat ordin. Mai avem un termen în Biblia Consiliului Județean și a dumneavoastră. A Consiliului Județean. Și a dumneavoastră, că da. Sunteți ai lor. Da. Implementarea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor în mediul urban și extinderea compostării individuale în mediul rural, începând cu 1 ianuarie 2021. S-au dat recipiente... Mă leg la șireturi? La unul sunteți legat. Am înțeles. Dar nu la amândoi. Nu. Trebuie să fim realiști și nu mă ascund după deget. Sunt lucruri care trebuie făcute. S-au făcut pași foarte, foarte mici, timizi, dar eu cred că se pot face. V-am spus, e un lucru măreț, eu sunt mulțumit că am reușit să facem acest contract de valorificare a materialului compostabil. Sunt fericit că am ajuns într-un timp foarte scurt, am ajuns și cu această zonă 1 să urcăm pe SICAP. Mai sunt multe lucruri de făcut, dar dacă vreți, vin o dată pe trimestru și spunem ce pași am făcut. Dăm și teză dacă trebuie. Facem Corect. Teză, facem, dăm și facem media. Începem o monitorizare și monitorizăm foarte bine zonele. Începem să monitorizăm colectarea. Începem să urmărim cum operează operatorii pe fiecare zonă, împreună cu primarii din zonă. Am solicitat primarilor să
că au această posibilitate legislativă să desemneze oameni care să meargă în teritoriu, în fața operatorilor și să vadă exact ce se colectează, am început să facem pași. Am înțeles. Deci încă aveți botoșei, nu trebuie să o legați la șirești, faceți primii pași. Șosetele le-am pus, mergem puțin mai repede, nu ne mai zgârie fiecare pietricică, dar până ajungem să ne încălțăm... Bun. Haideți, dacă tot vorbim de pantofi și de șosete și de asta, să trecem și la politică. Am înțeles. Nu, aici e un domeniu în care nu prea mă pricep, dar sper să fac față. Păi, haideți atunci să rămânem în aceeași zonă. Spune. Am o întrebare. Monitorizează Adieco și dacă UAT-ul își achită facturile către operatori? Nu. Nu-i treaba noastră. Da, am înțeles. Bun. Mergem mai departe. Deci, PMP, Partidul Mișcarea Populară. Ce pantofi purtați? Roșii pentru seara de Moș Crăciun, galben pentru seara de ajun. În principiu vrem să fim în trend. Și avem pantofi și roșii, și galbeni, deci, și verzi. Înseamnă că la un Damenwals, când e unul cu roșu, vă duceți spre el, când e unul cu galben, vă duceți spre el. Sau cum funcționează? PMP-ul înțeleg unde vreți să ajungeți. Nu unde ați ajuns dumneavoastră, unde vreau eu să ajung. Unde am ajuns? Mergem mai departe, încercăm să construim. Suntem un partid în opoziție, nu am reușit să intrăm în Parlamentul României, probabil din cauza noastră, ca să nu spun altceva. Mergem mai departe, continuăm alegerile în UAT-uri și în toate județele din România. Avem un președinte care a declarat în ultima săptămână, aproape în fiecare zi, că nu discutăm de o fuziune, discutăm de viitorul partidului și dacă se vrea o colaborare. Și aici sunt patru lucruri importante care le solicită Partidul Mișcarea Populară și aici discutăm de alegerea primarilor în două tururi, 300 de parlamentari, o nouă lege a sănătății care este lăsată în Parlament de colegii mei foști parlamentari. Deci viitorul PMP-ului este PMP. Înseamnă că nu ar trebui să colaborați nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul. Pentru că nici PSD-ul, nici PNL-ul nu doresc alegeri în două tururi, nu doresc 300 de parlamentari, deci înseamnă clar n-aveți ce discuta cu ei. Am fost întrebați și au venit la discuții în sediul Partidului Mișcarea Populară și cei de la PSD și cei de la PNL. S-a discutat președintele și cu cei de la toate partidele politice, au discutat. Traiectoria PMP-ului este PMP. Și orice colaborare cu partidele de la putere, de la guvernare, este clară pe patru lucruri care le dorește Partidul Mișcarea Populară. Bun. Asta este, să spunem așa, teoria politică. Da. Practica. Ne omoară. Nu vă omoară, eu văd că vă duceți bine cu practica. Cel puțin la nivel de județul Neamț, practica este... Cum? Păi hai să ne amintim. Da. 2016. Corect. A existat... Eu vorbesc acum la nivel de Piatra Neamț, ca să nu mergem la nivel de județ sau altceva. Da. A existat o colaborare punctuală cu PSD-ul, după care o colaborare punctuală cu PNL-ul. Da. În cadrul aceluiași mandat, ca să spunem așa. Da. Mandat, vorbesc de mandatul... Am înțeles, de 4 ani. De 4 ani. 2020, da? O colaborare cu PSD
Și probabil vreți să spuneți o viitoare colaborare cu PNL. Eu nu spun, eu aștept să spuneți noastră. Eu v-am spus că PMP-ul merge pe aceeași traiectorie. Și cum PNL-ul colaborează cu PSD-ul? Orice partid politic își dorește să-și pună în aplicare proiectele și promisiunile electorale făcute față de propriul electorat. Cum putem să ne punem în practică promisiunile atâta timp cât nu avem o colaborare cu un partid, unul din partidele care sunt la guvernare? Discutăm în România de două partide mari, PNL și PSD. Eu cred că PMP-ul și în mandatul 2016-2020 a încercat, a reușit să promită, să îndeplinească 5% din ce a promis electoratului în 2016. Mai departe, vedem ce, cât putem schimba. Dar eu sunt ferm convins că Cristi Diaconescu este președintele care vrea și continuă să dea un viitor Partidului Mișcarea Populară și în 2024 PMP-ul să intre în Parlament. Să dea Dumnezeu să intre în Parlament, da. Da. Bun, acum 5% din promisiunile în 2016 în condițiile în care totuși ați avut un scor bun în 2016. Nu? Deci PMP-ul a avut un scor mai bun în 2016. Nu, mai bun, discutăm de alegeri locale, da? Da. De alegeri locale, nu. A fost un scor mai slab față de 2020. Bun, dar... Totuși, la nivelul membrilor de partid, beneficiile au fost peste 5%. Eu vorbesc de... Deci, faptul că partidul totuși a obținut niște posturi, niște da. Responsabilități. Dar în compensare cu scorul mare din 2020 și beneficii mult mai mici. Bun, haideți că nu sunt chiar așa de mici, dacă stăm să ne gândim. Da. Deci, și din troleibus se vede că nu sunt așa de mici beneficiile. Ca să nu mai vorbim de Adieco, ca să nu mai vorbim de alte locuri unde beneficiile nu sunt chiar atât de mici. Problema care se pune este dacă acest vals sau Damen vals nu vă cauzează electoral. Ba da, ne-au cauzat electoral, inclusiv neintrarea în Parlament în 2020. Este și faptul că un an jumătate am susținut la guvernare un guvern PNL. Deci faptul că a susținut guvernul PNL v-a cauzat la... Ah, da. Da, pentru că e același zonă de electorat, aproape. Da. Aproape aceeași zonă de electorat. Bun, care este diferența acum în PMP față de perioada, să spunem, perioada... Diaconescu față de perioada Tomac? Diferența nu este neapărat de persoană. Eugen Tomac este europarlamentar, este alături de partid. Președintele Băsescu este europarlamentar al Partidului Mișcarea Populară, dar de un an de zile nu a mai trecut pe la partid și nu vrea să se mai implice politic. Dar PMP-ul arată mult mai bine decât în 2016, să spun așa. Calitatea umană din forul de conducere a crescut. Sunt oameni de mult mai mare valoare, sunt foști miniștri cu expertiză în guvernare. Și numărul organizațiilor de pe raza României, județului Neamț, sunt mult mai multe. Acum cum stați ca nivel de organizație? În momentul, azi discutăm de 60%, 57-58% din UAT-uri au organizații stabile. Nu știu dacă ați făcut vreo statistică. În comunele cu PSD sau cu PNL primar nu aveți organizație? Avem în fief penelist în care nu avem nimic. Discutăm de zonele în care este fieful penelist. În zona Roman.
zona Roma. Discutăm de zonă cu fief PSD-ist în care nu avem. Deci avem, dar avem și organizații care au reușit să schimbe puțin mentalități din partea electoratului de dreapta. Pentru că până la urmă, PMP-ul, am spus-o întotdeauna, este un partid de centru-dreapta. Noi ne batem pe electoratul de dreapta și cred că astăzi partidul este cu un electorat stabil undeva la 6%. Adică a spus 6 ca să nu spuneți 4,90 și cât nu ieși la alegeri. Aveți perfectă dreptate. 4,98 am luat la o cameră și 5 și la, la Senat. Trebuia să fie 5 peste tot, nu? Corect. Da. Bun. Dar, în primul rând, trebuia să fie la nivel național. Bun. În momentul acesta ați mai făcut vreun sondaj la nivel național, PMP-ul? Nu. Ne uităm la sondajele care le plătesc alții, care își permit, au bani, sunt la putere. Din ce mă uit, cursul și alte sondaje comandate de alții, suntem peste 5%. Bine, mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Ne vedem pe partea de gestionarea deșeurilor. Da. Ne vedem și politic, nu este o problemă. Dar acum cu politica, știți, urmează o perioadă în care va fi o majoritate așa de frumoasă peste tot, încât... N-are sens să ne batem deci, capul, da. Se petrec tot felul de fenomene în politică, așa că n-are rost să mai vorbim despre politică dacă nu mai avem politicieni ce să vorbim despre politică. Corect. Noi ne vedem, nu vorbim politică, dar continuăm construcția PMP-ului la Neamț. Avem în continuare sloganul "Vă așteptăm în PMP". Așteptăm oameni de calitate, așteptăm oameni care să intre la bătaie alături de PMP și împreună să creăm o forță. Și dacă ne uităm, PMP-ul la nivelul județului Neamț este a treia forță politică. O să transmit sloganul ăsta pe contul de socializare al domnului președinte Băsescu, ca să-și aduc aminte că PMP-ul așteaptă. Da. Fost președinte Băsescu, da. Să spunem așa. Și ne vedem cu altă ocazie în cu emisiune. Drag. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea. Sunt foarte multe probleme pe partea de gestionarea deșeurilor. Vom acorda mai multă atenție subiectului pentru că e vorba de viața noastră de zi cu zi, mai ales în contextul în care de la Bruxelles vin tot felul de chestii, multe dintre ele aberante, multe dintre ele aberante, care nu țin cont de realitățile din țările comunitare, realități care sunt mult mai dure decât ce știu ei, iar partea de hotărâri care țin de așa zisa curățire a mediului ne face pe noi, pe români în special, să plătim niște costuri imense. Uitați-vă pe facturile care vin la curent electric, la gaze, uitați-vă la faptul că noi nu mai dispunem de capacități de producție, adică dispunem de ele, dar nu le mai putem folosi sau le folosim. Aici este în cea mai tot mare mai mari, tot mai grele pe cărbune. Cei care au semnat acordurile din partea României s-au dovedit, din punctul acesta de vedere, a face o politică criminală împotriva propriilor locuitori, o spun cu toată responsabilitatea, și viitorul din acest punct de vedere nu arată bine pentru contribuabilul român. La Bruxelles avem acolo tot felul de funcționari și ficționari care din birou fac politici publice comunitare. Pe ei nu-i interesează decât volumul de documente, niște procente la care trebuie să ajungă, cum au fost stabilite, nimeni nu explică. Și în rest, ca să spunem așa, Bruxelles-ul cu mila. Pentru că Bruxelles-ul în ultima perioadă ajunge să țină locul entității universale.
Ne oprim aici, vă doresc o zi frumoasă, cele bune!